Poveste. Povestea se numește Fetița neatentă și a fost scrisă de Diana Voinea, Teodora Greere, Amalia Andrei, Sofia Barbu, Ciprian Garbasevski, Alexandru Voinea și Cristian Andrei. A fost odată ca niciodată o fetiță pe nume Alexandra. Ei îi plăcea foarte mult să meargă afară și să se întâlnească cu prietenii. După ce s-a plimbat și s-a jucat mult timp afară cu prietenii ei, a intrat în casă, a mâncat înghețată, apoi s-a culcat că era obosită foarte tare. Când s-a trezit, a mers la cursul de dans, unde, din păcate, și-a scrântit grezna și a ajuns de urgență la spital. Acolo a stat o oră întreagă împreună cu mama ei, și-au pansat-o bine și au făcut mai multe injecții care au durut-o foarte rău. După ce s-a vindecat complet, a mers din nou la cursurile de dans, iar doamna antrenoare i-a spus să fie foarte atentă și să nu se mai accidenteze. Dar Alexandra era cam împiedicată și iar a căzut. Dar de această dată s-a lovit la nas, care, i s-a făcut roșu precum nasul lui Rudolf. Și din nou a ajuns la doctor, adică la spital, și a stat acolo mult mai mult, vreo 3 ore, și au făcut o injecție în fiecare oră. În sfârșit, a trecut și asta, iar în drum spre casă, pentru că se înserase, Alexandra a observat că nasul ei luminează. Și a fost foarte uimită. A ajuns acasă și aprinzând lumina, nasul ei nu mai lumina. Asta însemna că nasul Alexandrei luminează numai când e întuneric. Imediat acest lucru a dus-o cu gândul la renul lui Moș Crăciun Rudolf. Abia atunci a înțeles miracolul. Acesta era de fapt darul special primit de la Moș Crăciun în ajun de Crăciun. Hei, dragilor, ce dar minunat a primit Alexandra! Dar pentru asta a trebuit să suporte durere groaznică de la căzături. Învățătura acestei povești este următoarea: că trebuie să fim atenți mereu să nu ne accidentăm, iar dacă se întâmplă acest lucru, mai ales în ajunul Crăciunului, uneori avem parte de o minune, ca dar de la Doamne, Doamne sau de la Moș Crăciun. Dragii mei, aceasta a fost povestea scrisă de acești drăgălași copilași, cărora le mulțumesc foarte mult. A fost o povestioară drăguță așa chiar acum în ajun de Crăciun. Și dacă aveți și voi povestioare frumoase pe care le scrieți, nu uitați să mi le trimiteți pe adresa poveștilelui@gmail.com și Pufi vi le citește dacă sunt foarte frumoase și pe urmă le veți auzi aici la radio. Până data viitoare, Pufi vă pupă, vă iubește și să auzim numai de bine! La revedere! La revedere! Tum 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 t